am considerat că trebuie să existe niște măsuri ferme prin care migrația politică să nu fie numai descurajată, dar în același timp presiunile să fie descurajate. În măsura în care știm foarte clar că un primar, dacă pleacă de la un partid, își pierde mandatul, sunt convins că prefecții și subprefecții, fie ai guvernului nostru, fie ai guvernului actual, vor înceta cu controlele, vor înceta cu presiunile, vor înceta cu șantajele de toate tipurile. Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat vineri la Suceava că în prezent foarte mulți aleși locali activează pentru alte partide și propune ca pentru o perioadă de 2 săptămâni să existe posibilitatea ca aleșii locali să își aleagă partidul fără să își mai piardă mandatul. Vreau să spun că apreciez și susțin orice fel de inițiativă legislativă care își propune să oprească migrația politică, un cancer al politicii românești. Avem așa și ordonanța de urgență cu aleșii locali. Eu mi-asum, cred în primul și în primul rând că trebuie să deblocăm activitatea autorităților locale. 45 de zile pot să fie independenți, pot să rămână unde sunt sau pot să își respecte alegătorii. Important este că vreau să deblocăm autoritățile publice locale. Traseismul politic și înșelarea electoratului au creat o uriașă falie între lumea politică și electorat și lasă loc în această falie partidelor antisistem, partidelor demagogice, partidelor de televizor care spun, iată, l-ați votat pe Ionescu și l-ați avut pe Popescu. Astăzi, domnule prim-ministru, ar trebui să spuneți că la baza oricărei majorități parlamentare stă decizia oamenilor la vot, nu traseismul, nu trădarea, nu recompensarea prin funcții, grade și bani pentru cei care își înșală electoratul.